binecuvântat să fie Domnul! Amin! Vreau să vă mulțumesc pentru dragostea voastră. Cu privire la bani, să vă spun doar câteva lucruri. Niciodată să nu dați celui care cere pentru lucrarea lui Dumnezeu. Când cineva cere pentru lucrarea lui Dumnezeu, înseamnă că eu am pornit-o, bateria aveți, mă nu merge. Auziți acum? Nu era pornită de la mine, poate greșit eu. Niciodată să nu dați bani celui ce cere pentru lucrarea lui Dumnezeu. Când cere pentru lucrarea lui Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu nu e cu el. Când Dumnezeu vrea un lucru, dă și bani. Amin. În momentul în care apare lipsa, înseamnă că am făcut mai mult decât vrea Dumnezeu. Înseamnă că am făcut un etaj în plus. Ăsta e primul principiu. În al doilea rând, întotdeauna am înțeles lucrul ăsta, când m-am dus în diaspora, sunteți oameni ciudați. Adică aveți biserici aici, dar banii vi-i trimiteți în România. Deci o prostie incredibilă. Și o să vă spun de ce, că trebuie ca să dăruiți de acolo de unde mâncați. Ce spune să mănâncă la McDonald's și voi să fug să plătesc la KFC? Dar e logic. E logic. Și dumneavoastră ați venit aici pentru un an. Și dumneavoastră să stați aici vreo 20, vreo 30, vreo 40 de ani. Și va trebui ca să aveți biserici și copiii voștri vor trebui ca să aibă școală duminicală. Și întotdeauna m-am gândit cât de ciudat era că în România aveau bisericile voastre din sat videoproiector, că bătrânii nu știau folosi. Și voi aveți retroproiector, vorbesc de acum 15 ani. Copiii voștri vor trebui ca să rămână aici. Ieremia vine și spune poporului, vedeți că Dumnezeu mi-a spus că o să trăiți foarte mulți ani aici. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Rugați-vă, zice, pentru Ierusalim noaptea. Ziua rugați-vă pentru locul acesta. Nu-i corect ca să le luați danezilor numai salariile. Trebuie să vă rugați pentru țara aceasta. Poporul n-a sucit fața spre Ierusalim. Dumnezeu spune, rugați-vă pentru binele cetății în care v-a așezat Dumnezeu. Mi-ar place să vă spun că o să plecați din România. În momentul în care vă puneți nume pe la prunci, Iohan și altfel, la mine, la Londra, la biserică, nu reușesc să le spun numele când am binecuvântări de copii. Sunt pur și simplu să rupe limba la mine în gură. Ăștia o să mai meargă acasă dacă numesc fetele Gwendolyn. Gwendolyn. Dumnezeu să te binecuvânteze, Gwendolyn. Băi, ăștia nu se mai duc în România. La copii nu mai zic Noe. Mă, dacă voi, Noah. Am înțeles, Noah. La nume merge acasă. Salut! În seara asta... Și al treilea lucru cu privire la... Întotdeauna la români, păstorii trebuie să spună banii să dau la săraci. Dacă v-aș fi spus, de exemplu, că cei mai mulți bani pe care i-a folosit Fundația Cerșare nu s-au dus la săraci, ci pe Evanghelie, care e mult mai scumpă și decât săraci. Când ne-am dus la sala Palatului pentru 2 ore de evangelizare, ne-au cerut în București 8.000 de euro. 4.000 de euro ora. Când au zis că suntem pocăiți, zice, voi aveți bani. Nu au vrut să ne închirieze în bani și nici toaletele. Vreau să înțelegeți că au fost luni în care plăteam internetul 2.000 de euro pentru ca voi să aveți slujbe pe internet. Când au costat 100 și ceva de mii de euro camerele și mixerele video și audio. Românii știu că banii trebuie să se ducă neapărat, că dacă nu dau. Cei mai mulți bani trebuie să meargă în Evanghelie. Așa mi-am învățat biserica din Londra. Știi de câți bani am cumpărat Biblii în urmă cu 3 luni de zile? De 30.000 de euro. Am cumpărat Biblii pentru că încep să fie Bibliile o raritate. Nu aveți Biblii, puteți avea tot săraci. Săracii, fără Evanghelie, se vor duce în iad. Îi hrăniți până ajung în iad.
Ați înțeles ce am zis în seara asta? Fără Dumnezeu n-ați făcut nimic pentru oameni. La sărac trebuie să-i dai speranță și nădejde. Nu-i suficient să-i dai doi pâine și săpun. Evanghelia cei drept merge cu pâine și săpun. Dar nu numai cu atât. Gata. În seara asta vreau să vă citesc din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru cei care aveți Bibliile voi, Luca capitolul 16. Eu de obicei aici citeam numai la mormântări. Ce interesant la noi la români? Despre cer, nimeni nu vorbea cel mai la mormântări. Trebuie să moară cineva să auziți o predică despre cer. Dar și despre iad. Haideți să-l povestesc cum e cu iadul. Câți din genul să credeți că există iad? 80%. Ceilalți probabil credeți în purgatoriu. Vreau să vă spun ceva. Eu am fost la început mă gândeam, cum să fie iad? Că Dumnezeu e bun. Dumnezeu bun nu poate să îngăduie lucrul ăsta. Dumnezeu n-a făcut iadul pentru oameni, știți asta? Dumnezeu spune în Biblia că a făcut iadul pentru îngerii răi și pentru satana. Numai că noi am vrut neapărat să ajungem acolo. Dumnezeu nu trimite pe nimeni în iad. Dumnezeu trimite oameni în rai. În iad, omul merge singur. Omul alege să meargă în iad. Dumnezeu ne-a dat un cadou ciudat. Cel mai frumos și cel mai groaznic cadou de sub soare din universul acesta. Libertatea. Cu libertatea asta faceți ce vreți dumneavoastră. Cu libertatea asta puteți să fiți îngeri. Sau puteți să fiți demoni. Cu libertatea aceasta puteți să ajungeți pe vârful muntelui sau în fundul văilor. Cu libertatea asta puteți să ajungeți sfinți sau criminali. Cu libertatea asta puteți să ajungeți în rai sau în iad. De ce sunt copiii la salonul de arș? Îmi povestea una dintre asistentele medicale pe care am botezat-o la noi la biserică. Zice, de ce te-ai pocăit? Zice, din cauza lui doctorul. Care doctor? Ăsta, zice, pe care l-ai botezat-o. Dar ce a făcut doctorul ăsta? Păi zice, era... operam un copil. L-a băgat maică-sa în cuptor cu microunde. Și-a pierdut mințile și-a băgat copilul în cuptor și-a dat drumul. Încercam să-l salvăm, nu mai avea sânge. Zice doctorul anestezistul, ce grup are? A2, ia de aici. Stăteam și pompam direct sângele. În copil, nu l-am mai putut să-l lua. L-am întrebat pe doctor, zice, domn doctor, ce faceți dumneavoastră? Zice așa, asta a făcut și Hristos cu mine. Așa m-am pocăit. Nu suntem în cea mai bună dintre lumile posibile. Întrebăm, cum adică atâta rău? Cum Dumnezeu poate să îngăduie lucrurile astea? Cum Dumnezeu zilele acestea mi-a luat o femeie de lângă Beiuș? Mi-a luat-o de la 12 copii. Dintr-o dată tumoare la creier, 44 de ani, s-o dus. Într-o zi când am botezat o femeie la biserică, am întrebat-o, ce-i cu tine că ești îmbrăcat în negru? Văduvă, eram baptistier. Până atunci n-am cunoscut-o, că a venit și s-o predat și nu vreau de început de azi să o urmez pe Domnul. Bun, ești văduvă, ce-a murit bărbatul. Copii câți ai? Știi care e răspunsul pe care l-așteaptă un păstor? 1! 2, dacă e văduvă. 1, 2. Zice, 8. Nu înțelegi lucrurile astea. N-avem cum să le înțelegești. Dar Dumnezeu e vinovat. Bravo! Bine că ați găsit pe cineva vinovat. Am hotărât să scriu o carte anul acesta împreună cu unul dintre prietenii mei, cu Dorel Benchiș. Și am zis, Dorel, terminăm cartea asta în 4 ani de zile, de aici încolo. Ne-am strâns materialul amândoi. A fost colegul meu de clasă. Și se numea cartea ziua în care l-am iertat pe Dumnezeu. În urmă cu 3 luni de zile, zice Dorel, către mine nu mă sunt bine. Avea 51 de ani, deodată cu mine. Îl duc la doctor, zice, îl operăm la fiară, că are nu știu ce pietre. Îi scoate doctorul pietrele de la fiară. După aceea rămâne din nou în spital, că ceva nu merge bine. Și vine și spune, medicul, zice, are metastază la ficat. O lună de zile, într-o lună de zile a plecat spre veșnicie. Nici măcar, de fapt o lună și 2 zile sau 3 zile. Și a pierdut totul. A rămas să scriu carte singură.
Despre iad, ascultați bine ce vă spun, despre iad, subiect marginal, că noi, preoții, pastorii, nu prea predică despre lucrurile astea, că nu-i bine să îngrozești oamenii. Le-am vorbit despre cer la biserică la mine. Nu s-au entuziasmat, le-am vorbit despre iad, nu s-au speriat. În Biblie, despre iad se vorbește mai mult decât despre rai, mai mult decât despre cina Domnului, mai mult decât despre har la un loc. Iadul nu e un subiect periferic, e un subiect central, pentru care are de-a face cu oamenii. Domnul profesor, ce e iadul? Măi, în momentul în care te ajungi să le explici studenților că iadul e un loc de foc, prima întrebare care vine imediat după aceea, o altă întrebare, zice, păi dacă e un loc în care arde foc, zice că acolo nu vom fi suflete. Cum adică să fie foc material, că noi vom fi imateriali? Am căutat o definiție mai bună a iadului și de fapt am ajuns la concluzia că Haine are dreptate. Zice Haine, iadul este adevărul înțeles prea târziu. Eu am auzit pe mulți, Domnul zice, mă simt ca în iad. Se poate întâmpla să fie acasă. Mulți nu știu ce înseamnă iadul până nu s-au răsurat. Poți să le spui cât vrei, nu înțeleg. Înțelegeți? Iau pe mulți. Domnul zice, la noi la serviciu ca în iad. L-auzi, salarii de comă. Auzi pe așa. Iadul gol. Nu. Indiferent cât ar fi citostaticile ancă de grele. Indiferent cât de dureroasă ar fi divorțul, despărțirea, trădarea partenerului de viață. Indiferent ce sălbatic de bărbat ai acasă care vine noaptea cu cuțitul și își rezolvă problemele. Nu se compară cu ce spune Biblia că iadul. Luați-o încet. Luca capitolul 16. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în insubțire. Și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube. Și dorea mult să se sature cu frămiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Abraham. A murit și bogatul și ori îngropat. Pe când era în locuința morților în chinul și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat, Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să răcolească limba, căci grozav sunt de chinuit în văpaia aceasta. Ascultați cum spunea Avram de frumos, fiule, zice, ce câte el, bă, nenorocice, fiule, că fiul lui Avram pot ajunge și ei în iad. Asta e marea mea problemă, pentru că fiul lui Avram, mă ce-o văd la binecuvântare și cheamă Samuel și Daniel. Pot ajunge ușor în iad. Spune cuvântul Dumnezeu, adu-ți aminte că în viața ta ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici îl-ai mângâiat și tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi și de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te, dar Părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu ajungă și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci, deci au Vechiul Testament, să nu cumva să înțelegeți altceva, să asculte de el. Nu, Părinte Avrame, a zis el, dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram a răspuns, dacă nu ascultă Vechiul Testament, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Amin. Haideți să vă spun câteva lucruri de aici. Primul lucru pe care să-l învățați în seara asta este că niciodată să nu trageți punte de pe o prăpastie câtă vreme sunteți pe o parte greșită a vieții. O să vă explic imediat. Prăpastia asta în viață a căscat-o bogatul față de Lazar. Spune cuvântul lui Dumnezeu că omul ăsta îmbrăcat bine, nu? Ce zice despre el mai puțin? Zice că era un om bogat care se îmbrăca în porfiră. Porfira venea din Egipt. Inosubțire venea din Siria. Deci avea haină mov,
cămașa albă și o inimă neagră. Așa era, deplasarea spre negru, exact ca deplasarea spre roșu, Doppler, efectul Doppler. Numai asta era deplasat spre negru. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că și-a făcut o casă bună, termopane, etaje, unul după altul, gresie pe tot locul, și-a pus semnul de merge de acolo în vârf, și-a pus un lanț de bicicletă aurit la gât, și-a aranjat tot ce trebuie, și-a cumpărat castofon, mașină tare în parcare, tot a fost bine până când marmură la treț și-a nenorocit în fața porții. Asta-ți trebuie. Deci nu suntem mai mari necaz decât știți cât îți spune bucuria. Exact ca eu când mi-am făcut cabana. Mi-am dus, am lucrat vreo 3 ani de zile la cabana, cu spatele în care lemne. Am zis, am un loc liber, eu și cu Dumnezeu. Nici vulturii n-ajungeau acolo. Când am terminat cabana, mi-am pus un din ăla balansoar, acolo pe pristă. Când să mă arunc în balansoar, numai l-am văzut pe un tip că vine mai eu și că începe să lucreze lângă mine ceva și să-mi plânde niște pare acolo. Nu vă spun ce viteză a construit. Nu vă spun. În 2 luni de zile casa era acolo, după aceea au dus 2 boxe din alea mari, GBL. I-am învățat pe toți. Pe Salam, pe copilul meu, pe copilul de aur. I-a știut pe toți. Pe Denisa până a murit. Pe toți i-a știut. Unul nu mi-a scăpat. No, stai pe pristă, bucură-te de tot ce ai. Întotdeauna bucuria, să știi, și fericirea amenințată. Întotdeauna. Asta, deci cel mai fericit om din fața pământului și 2 minute mai târziu zice, vezi că ai o problemă. În fața casei lui s-a așezat nenorocitul ăla. Și știți ce a făcut bogatul? Primul lucru pe care l-a făcut. O căscat între sărac și el, o prăpastă. El nu a aflat până în iad. Haideți să vă povestesc. Ce fericit a fost în ziua în care a murit Lazar. Bă, m-am scăpat de gunoi. Fain. L-au îngropat. După ce au simțit și el că... Au avut așa niște palpitații, niște... L-au dus la spital și a murit și el, că zice că a murit și bogat. Știți de ce a murit și bogat? Pentru că nu mai avea după ce trăi. Știți de ce te ține Dumnezeu în viață? Înseamnă că mai au un Lazar de care trebuie să ai grijă. Noi nu trăim pentru noi, zice Biblia. Noi trăim pentru alții. Deci câtă vreme trăiești, înseamnă că mai ai un Lazar de care trebuie să ai grijă. Cei mai mulți caută Lazarul la... la poarta casei. Dar încercați să vă căutați Lazarul și în casă. Că s-ar putea să fie acolo. S-ar putea să fie soție. S-ar putea să fie soțul. Care n-ai prea vorbit ultimul timp, n-ai mai avut vorbitor. Până acum era porumbița ta. Acum e purcelușa. Am spus. Bă! Alu! Știți de ce ne pleacă pruncii de acasă? Pentru că nu avem vreme de ei. Pentru că ne dăm seama că avem niște Lazari străini în fața casei și am săpat o prăpastie între ei. Fată de 18 ani vine la tată, pocăiți de ei. Și spune, tată, m-am îndrăgostit. Prea devreme, zice tata. Caz. Întâmplat la noi. Prea devreme, zice tata, m-am îndrăgostit de un bărbat din lume. Mai rău. A doua bine. Și m-am îndrăgostit de un bărbat căsătorit. A treia bilă neagră. Zice tata, afară din casă. Și a luat valiza, au stat până și-au împachetat lucrurile, au mers până în capătul grădinii și s-au spânzurat. De un prost.
după aceea la mormântare a dat cu capul de sicriu. De ce nu mai avem răbdare unii cu alții? De ce ne sare buștarul, țandăra, dacă noi zicem că suntem alți oameni? De ce mai avem aia veche, omul ăla veche noi? De ce nu mai avem răbdarea lui Hristos cu oamenii? Dacă vă pun întrebarea aceasta ca părinți, dacă ar fi stat și ar fi dialogat, credeți că s-ar fi putut face ceva? Eu cred. 100% că timpul nu rezolvă lucrurile, dar ajută în rezolvă. Ce să le cer minte la 18 ani, când încă la 30 de ani nu vor să părăsească casă? De ce nu mai avem răbdare ca un om să termine ce are de vorbit cu noi? De ce suntem sinceri, greșiți, când ne gândim la un om? Că știm ce vrea să spună. Poate că nu vrea să spună asta. Nu e obligatoriu să ceară pâine la zăr. Poate că are nevoie de o vorbă bună. Cele mai multe divorțuri se pronunță nu din cauza adulterului, ci din cauza inflexibilității. Oamenii nu mai negociază nimic. Pun barul pe ea, afară din casă, te-am luat de la maică ta numai cu roche, du-te înapoi. Cuvinte grele. Mereu vorbim despre dragostea aceasta photoshopată de la început. Când deja ar trebui să ne gândim că dragostea noastră trebuie să crească. Nu poți să-ți iubești, nu poți fi nebun să-ți iubești soția ca la început. Trebuie să iubești pe altă dragoste, că de timp ți-a făcut 3 prunci diabet. Nu poți să-ți iubești soțul la fel. Trebuie să-l iubești mai mult, că între timp ochelit și-a făcut o burtă grozitoare. Și sfoare în noapte. De multe ori trebuie ca să învățați, ca să aveți răbdare. Foarte multă răbdare. Hristos o are cu noi în fiecare zi. Trebuie să vă învățați. Am auzit pe mulți că gesturile nu contează. Și Dumnezeu și dracu stau ascunși în lucruri mărunte. O floare, un cuvânt, o vorbă bună. Totdeauna la biserică stau încă 5 minute pe ce se termină slujba. Acolo în față așteptând ca cineva să mă vadă pe spate să spună ce predică. Stau. Cineva să mă, de ce nu vin mai devreme acasă? Zic, am tot felul de probleme. Dar eu stau. Câteodată putem trăi cu... cu un compliment 2 săptămâni de zile. Nu mai ai nevoie nici de mâncare. Povestea un frate, zice, băiatul ăsta mai mic, asta mă costă mai tare dintre toți. Toți care o să aveți copii, o să vedeți că băiatul mai mic de obicei vă costă mai mult decât tot ceilalți la un loc. Asta e legea. Așa sunt cu ei. Așa mă costă băiatul ăsta, tot e pe la poliție, m-a luat. O lua mașină de acasă, băga cheia în contract, drept într-un zid. Încă mai accelerat zidul ăla. Brahma. O băut. S-o bătut. Distrus averea tatălui. Și l-a costat. După ce a venit să spună tata, că mă, nu mă mai costă, zice promul. Nimic. Murit la numărat. Tot s-a drogat până când a murit. A crăpat inima mea. Vrea să mă mai costă, zice, nu mă mai costă. Asta e boala noastră. Am vrea să fie totul gratis. Există oameni greu de iubit, să știți. Spunea o mamă, nu mă lasă să-l sărut pruncul, nu mă lasă să-l sărut numai când e beat în somn. E foarte greu ca mamă să-l sărut pruncul numai când e beat și când doarme.
dar aveți răbdare unii cu alții. Un Lazar trebuie să fie pe undeva. Când nu mai e Lazar, când o biserică nu mai are Lazarul ei, biserica aia moare. Când o familie nu mai are Lazarul ei, familia aia se distruge. Când un om nu mai are Lazarul lui, Dumnezeu, de ce să te ține pe fața pământului? M-am specializat în depresie, că la noi la pocăiți e modă să fii depresiv. Ce ai? Depresie, zici. Ne rugăm pentru două categorii de oameni. Cancer și depresie în biserică. Alea sunt tata tuturor bolilor și mama tuturor bolilor. Pocăiții fac depresie, mă, culme. Stau așa în vârful patului, trag storurile și fac depresie. Se uită așa la năuci, în gol. Și o fac. De două ori pe an. Dar mă tratează singur. Boala egoismului, până la urmă, spunea Carl Menninger, unul dintre cei mai mari psihiatri. Când omul e interesat numai de el, când omul e buricul pământului. Mama nu a apucat niciodată să facă depresie. Tot am întrebat-o, dar ce e aia? Zice că te-ai susperiat rău că ești pe animal. Măi, stai niște. Tot timpul era în activitate. Când trăia tata, tata fugea după aceea să o bată de ce e pocăită, trebuia să-și apere viața, trebuia să mă apere pe mine. Deci nu are probleme asta. Un butuc din acela plin de optimism. Când i-am zis, unde te duci? Dar mă duc la baptize. Eu nu știu ce să aici. Da, du-te, zice, că și ei cred că o fi mântuiți. Nu, ce să mă duc. Adică n-am venit chiar fără niciun fel de optimism la dumneavoastră. Am venit, am zis, măi, 100% de există oameni care vor fi mântuiți aici. Vreau să vă mai spun ceva. Uneori e nevoie de o tragedie și o să vedeți că imediat o să mă duc spre partea dureroasă pentru ce care vreau să-și închei. Uneori e nevoie de o tragedie ca să vedeți lucrurile altfel. Când era în iad, dintr-o dată își dă seama că are 5 frați acasă. Și știți, frații ăia, ne putem imagina că au fost alții mai bogați decât el sau la fel de bogați, putem, că de obicei ca pe familie să moștenesc chestiile astea. Aduceți-vă aminte de Becali. No, bun. Și sau alții, poate că nu au fost la fel de bogați ca ei. Dar i-au tratat la fel de rău ca pe Lazar. Pe frații lui. Ca asta am descoperit în urmă câteva zile, citind din nou pilda aceasta, dacă e pildă. Că de fapt nu l-au tratat numai pe Lazar rău. Că și-au tratat proprii lui frați. Carne din carne lui la fel de rău. De ce? Dacă la Lazar i-au refuzat pâinea fizică, asta care se mănâncă, frații lui i-au refuzat pâinea spirituală, pâinea vieții. Și nu le-au spus nimic despre Dumnezeu. Știți când o să vă gândiți dumneavoastră serios la Hristos? Că voi nu vă gândiți serios la Hristos. Voi o să vă gândiți serios la Hristos când se vă aduce părul de pe capul. De bolnavi, de stres. De multe ori, mulți dintre noi o să avem șocul vieții noastre. Când trebuie să vă duceți la morgă să identificați cu cineva drag. Câteodată e nevoie ca Dumnezeu să ne scuture puternic. Să-L luăm în serios. Știți când a știut El că e nevoie de ceva? Că frații să bucați, când au ajuns în iad. Am văzut altfel lucrurile. Cele mai multe predici o să le reluați în momentul în care o să ajungeți în necaz. Dar asta nu înseamnă o să vă faceți mai buni. Vecinul meu Gusti a murit în 15 ani, 14. Eu l-am dus la citostatice la Cluj. Nu ne-a suportat niciodată pe pocăiți. Au ajuns încât i-au tăiat bucată cu bucată, picior, tot în negră. Mai sus, mai sus. Până în ultima clipă l-o blestema pe Dumnezeu, până a plecat de aici. Uitați-vă la mine.
Suferința nu ne face mai buni. Doar te pune într-o punct de cotitură. Poți să te duci spre Dumnezeu sau poți să te duci în haos. Nu sunteți mai buni dacă suferiți. Dar o să vă gândiți la Dumnezeu mai mult atunci. V-ați pus întrebarea de ce oamenii cu carte nu se pocăiesc astăzi. Pentru că se bazează pe mintea lor. De ce nu se pocăiesc bogații? Țiriac și ăștia la, de ce nu se pocăiesc bogații în România? Știți de ce? Că se bazează pe banii lor. De ce nu se pocăiesc artiștii ăștia, tinerile astea care veneau la televizor? Se bazează pe tinerețe și pe silicone. De ce nu se pocăiesc politicienii? Că se bazează pe funcții. Că zice, bă, dar și tu ai botezat orice deputat și senatori. Când nu mai erau deputați și senatori. Și ce mi-a ușor de dus pe la biserică deputați și senatorii săi, care ajung la WC-ul turcesc, pe la pușcărie prima dată, luați de dubă. Îi automat să pocăiesc. Oare de ce oamenii când mai au ceva nu se întorc la Dumnezeu? Știți de ce? Pentru că fiecare dintre noi crede că ne mai putem rezima pe cineva. Știți la ce mă gândesc eu acum? Când o soră de-a noastră o auzit Anca de la doctor, că numai Dumnezeu mai poate salva. Sora o zis, oare te-a așa de rău în ajuns? Când zici că ultima ta șansă e Dumnezeu, oare chiar cât de rău să fie ajuns? Nu există mai mare binecuvântare decât să te părăsească toți la un moment dat, ca să-ți dai seama cum a rămas Dumnezeu în cercul de foc a vieții tale. Câtă vreme mai sunt alții în jurul tău, câtă vreme mai strâng oamenii mâna, nici nu știi, mă, ce bine îmi pare că te văd, câtă zâmbetile alea de stewardesă. Bine ați călătorit cu noi. Îmi pare rău că n-am întârziat decât 8 ore, dar îmi pare bine că ați burat cu firma noastră. Zâmbește pe din nou. Nu-i vina ei. Cum mai? Ce mai faceți voi aici la Danemarca? Bine, zice. Exact cum îi întrebam pe ăștia din Norvegia. Eu mă duceam la ei la biserică, ce mai faceți? Bine, zice. Și nevestele lor cu prunci erau în dubii băgate și dus în România noapte să nu le ia bani de permetul copiii. Dar îi întrebam cum mai vreau. Slavă Domnului, tot e bine. M-am crezut, bă, la un moment dat era biserica cu femeia, mă, nu mai eram bărbață în ea. Îmi zic că mănăstirea e taici acolo. Dar întrebam, cum sunteți? Bine, în general. N-am întrebat. Am devenit maeștri în arte schivării. Maeștri. Și știi ce se va întâmpla într-o zi? Dumnezeu ne va stoarce și ne va lua pe fiecare și ne va băga într-un loc închis în care zice, acum între noi doi. Doar între noi doi. Poate că n-ai ajuns în acolo, dar nu-i târziu. Poate că e ultima predică pe care o auzi pe vremea bună. S-ar putea ca de mâine rezultatele de la analize să vorbească altfel. Nu te-ai pocăit până acum. Pentru că încă mai e timp. Vine satana și zice, dar nu te prostie acum să faci lucrurile astea. Pilda asta se încheie fără speranță. Pentru că am ajuns la concluzia că necredința e cel mai mare impediment care poate să existe și a știți unde se vede. În lucrurile mici. Zice, citește ce? Nu mă interesează. Dacă ar veni cineva din morți în viață, da. Că nu crezi duminica asta după masă. Nu-ți mai rămâne nimic de crezut. Nici dacă ar veni moșul tău din morți, în viață, să spună să te pocăiești. Da. Pilda asta, întâmplarea asta e fără speranță. Și știți de ce? Pentru că nu se mai poate face nimic după moarte. Pentru că, de fapt, mântuirea noastră o jucăm noi, nu Dumnezeu, că El în urmă cu 2000 de ani a rezolvat-o pe cruce. Așteaptă un răspuns. Asta e marea problemă lui Dumnezeu, că mântuirea nu-i la El, cheia nu-i la El. O fost și iată-o nouă. Și-o zis, faci ce vrei, clanța de la ușă, e la El. M-am gândit în zilele acestea, de ce oare cei care se pocăiesc sunt din ce în ce mai tineri? De ce după 40 de ani, 50 de ani aproape că nu se mai pocăiește nimeni? Știți de ce? Pentru că ne-am hânit.
ne-am betonat, ne-am lărăit. Pe ce trecem în viață tot mai târziu și tot mai departe? Pe ce suntem mai răi? Nu suntem mai buni. Eu simt că Dumnezeu îți vorbește. Nu mai zic nimic, ci du-te înainte. În urmă cu vreo 15 ani eram cu Țireșare la Bistrița Năsăului. Și Duhul lui Dumnezeu mi-a spus, eu eram la casa de cultură. Și Duhul lui Dumnezeu mi-a spus, zice, spune-le ca să se grăbească. Că s-ar putea să nu mai fie nici mâine. Eu nu știu ce ori înțeles ei din ce am spus eu. Dar au început să fugă de pe stadion, de pe băncile alea care erau, de pe peluze și din față, din tribune. Și au fost ușile de pe teren închise. Și când au venit în față, alții erau de sânge pe genunchi, cum ori sărit peste gardul ăla. Pentru că chiar au crezut că nu mai există nicio zi, nicio clipă, niciun minut. În vremuri bune le trebuiau poate 5 minute să vină în față. Dar când Dumnezeu i-a chemat, el nu eu, când Dumnezeu i-a chemat, au ajuns la mine în 20 secunde. Nu mai pot. Până la urmă fugi pentru viața ta. Și până la urmă fug pentru viața mea. Pentru că fără Dumnezeu, niciunul dintre noi nu avem niciun viitor. Haideți să ne ridicăm în picioare. Închidem ochii. Și vreau să spun numai atât în seara asta. Eu nu știu dacă o să mai vin vreodată aici. Că eu nu știu ce are de gând Dumnezeu cu mine. Dar dacă am să mor, să nu credeți. Dacă veți auzi că am murit, să nu credeți. Noi nu murim niciodată. Noi ne mutăm. Poate nu o să ne mai vedem decât în cer. Ca oameni răscumpărați ale Hristos. Sau poate că îți vor sluji ca mărturie. Că a venit bolnav din România să-ți predic Evanghelia și că nu te-a interesat. N-am știut la ce biserică vin, n-am știut ce fel de oameni găsesc aici, n-am știut cât de departe de aeroport și a venit din Hamburg mașina, dar Dumnezeu mi-a spus, am oameni aici pe care vreau să-i mântuiesc. Așa că tu du-te. Poate că ai o bucată de pâine și o mănânci în țara aceasta. Dar să nu uiți un lucru că Dumnezeu ți-a dat-o. Nu minte-te. Poate că ai părinții în țară care au fost oameni pocăiți și încă dacă mai asculți câte o cântare sau câte o predică, încă te mai moaie, inima ta se mai moaie. Dar nu-i suficient o lacrimă. Dumnezeu are nevoie de o decizie. Să spui începând de astăzi, eu vreau să slujesc. Eu nu vreau să ajung zilele alea rele, când n-o să mai pot. Ci vreau să fiu copilul tău. Vreau să fiu fiica ta. Nimeni un lucru mai frumos decât să vii la Dumnezeu cât ești tânără sau tânăr. Nu e lucru mai frumos decât să vii la Dumnezeu când încă ești în putere și când încă ai posibilități. Poate ultima chemare pe care o auzi. Ai ascultat cântări în seara aceasta. Ai văzut-o și pe Anca, care de 5 ani se luptă ca să vadă florile. Ție văd că nu-ți mai pasă de lucrurile astea. Crezi că sunt normale pentru tine. Orice veste pe care o auzi de genul acesta n-are cum să te ajungă pe tine. Și Dumnezeu îmi spune ca să spun că te iubește. Eu nu știu ce păcate faci, nici nu mă interesează, că nu-i treaba mea asta. Și încă mai zici, lasă că o să mă dezleg de ele și o să mă pocăiesc. Tu nu te poți dezlega de păcate.
Numai Dumnezeu te poate deslega de El. Tu nu te poți ierta. Tu nu te poți lăsa de țigări. Tu nu te poți lăsa de băutură și de minciună și de pornografie și de bârfă și de răutate și de lăcomie și de furt. Tu încă furi. Dar Dumnezeu te poate lăsa de El. Dacă este cineva în această după masă care vrea să se întoarcă la Dumnezeu, nu aștept să ridici o mână sus. Asta o poate face oricine și o lasă înapoi jos. Și noi fiind înconjurați, zice în Evrei, capitolul 12, de un or așa de mare de martori, există cerul care se uită la tine în seara asta. Există îngeri, poate părinții tăi sau bunicii tăi au plecat în veșnicie, nu mai sunt. Și ar fi vrut să fie aici, că tu te pocăiești. Biserica le-a spus la oamenii ăștia să viseze, că de Paște au botez. Dar nu contează când. Poate că ai cunoscut odată calea asta și te-ai dus înapoi de pe ea, drept la troca cu lături a diavolului. La porci te-ai dus. Ai băgat capul lături și ai mâncat. Nu, e sătulă, sătul, cum e? Același cuvânt, hai acasă. Hai acasă, că tata are o mantie pentru tine. Tata are un inel, să spun în deget. Tata are un cuvânt, fiule, vino acasă, te iubesc. Dacă este cineva și vrea în această seară să o ia de la capăt cu Dumnezeu sau să se pună pe drumul mântuirii, te aștept să vii aici în față să ne rugăm împreună. Stăm așa la dispoziția ta vreo 30 de secunde. Eu nu te pot convinge, dar Dumnezeu te poate convinge. Poate că ești cu prietena, cu soția. Toată biserica stă cu ochii închiși, toți frații mei, surorile mele. Și camera poate bate tavanul dacă cineva mai are gândul camerei. Dar te aștept să vii aici în față. Să înțelegi că ești tu Dumnezeu. Să nu vezi pe nimeni, să nu auzi pe nimeni. Să crezi că în această seară Dumnezeu se pregăti mântuirea. Nu mai rămas 20 de secunde. Nu trebuie să-ți rănești genunchi. Pune-te pe genunchi. Și tu. Continuați să vă rugați. Nu pot fără voi. Fii voi baptiști, dar rugați-vă. Nici cu Dumnezeu, nici cu dracu. Domnul să te binecuvânteze și pe tine. Nu există situația mai groaznică decât să nu fii nici a lumii, nici a lui Dumnezeu. Să fii între cer și pământ, între iad și rai, în no man's land-ul, țara nimănui. Mai sunt 5 secunde, nu pot lăsa, mai este cineva aici. Nu știu dacă ești căsătorită civil sau căsătorit civil cu el. Poate că trăiți împreună, dar o iei de mână și vină aici. Dumnezeu vrea să vă ierte și pe voi. De la începutul slujbii mi-a spus să vă cheam. Abia m-aș vrea să te-am predicat. Să vă chem aici în față. Încă 5 secunde. Încă 5 secunde. Mai este cineva legat și tu știi că ești legat. Și ești atât de legat că ai venit și în locul acesta fără niciun fel de pasiune. Pentru că ai crezut că nu te mai poate dezlega nimeni. De seara asta, zice Domnul, că te eliberează. De aceea mai sunt 5 secunde și pentru tine. Vino de acolo din spate, că eu nu văd decât până la jumătate, Dumnezeu vede prin tine. Mai stau încă 5 secunde. Continuați să vă rugați. Continuați să vă rugați. Și pe tine, Domnul, să te binecuvinteze. Și pe tine. Și pe tine. Pune-te pe genunchi așa, stai lângă.
slujbe, Duhul Dumnezeu spunea, robite că nu muncește, că nu înțeleg, dar îi fac eu să înțeleg, că zice Domnul. Aleluia. Toată biserica se roagă. Toată biserica. Dumnezeu vrea să-ți dea și ție iertare. Nu-ți fie rușine. Cine se va rușina de mine, zice Domnul. Mă voi rușina și eu de el. Eu mână albă asupra ta. Nu fă praf. Vino că mai este loc. La cruce. Vino că mai este loc la cruce. Continuați să vă rugați. Rugați-vă pentru sufletele voastre. Rugați-vă pentru ca Dumnezeu, așa, așa că știam eu că ești acolo. Așa. Stai acolo. Continuă să te rogi să plângi tu. Continuă să vă rugați. Tu știi unde mai bine pentru tine. Ai știut întotdeauna. Ai amânat. Eu nu sunt niciodată departe de voi. Dumnezeu nu e niciodată departe de tine. Ți-a purtat de grijă în tot timpul acesta, în toți anii ăștia. Ți-a dat binecuvântări după binecuvântări și lacrimi.
să vă rugați, iartă, Tată, mâna Ta, sângele Tău. Rugați-vă pentru trezire în viața voastră. Pocăința asta nu-i bună, nu vă duce nici până în purgatoriu. Pocăința asta pe care o aveți nu-i destulă pentru Dumnezeu, nu aveți pasiune. Rugați-vă să prind Duhului Dumnezeu focul. Rugați-vă să ardeți pentru Hristos. Nu vă fie rușine, nu vă fie frică. Vă iubește Dumnezeu, vă iubește Hristos. Mă mir că mai are atâta răbdare cu noi și atâta dragoste și bunătate. Mă mir. Mă mir. Continuați să vă rugați. Continuați să vă rugați. Continuați să vă rugați. O soț și o soție, nu prea aveți voi pace în casă, de luni de zile. Trăiți mai rău ca cei divorțați. N-ați vrea să veniți aici în față să pună Domnul pace în sufletele voastre. Nimeni nu vă poate ridica iarăși căsătorie. E mai rău că prin prunci din cauza voastră. Sufer. Luați-vă de mână și veniți în față și spuneți, Doamne, trezește familia noastră la pacea Ta. Amin. Și voi mai aveți vreo 5 secunde. Continuați să vă rugați, biserică. Continuați să vă rugați. Că sub crucea lui Hristos pământul e neted. El nu a aflat până în iad că e frate cu săracul. O zis, Părinte Avrame, vezi că ai un fiu în rai și unul în iad. Asta înseamnă că noi doi suntem frați. Unul în rai și unul în iad. Și tu, Părinte, ești tata noastră. Nu vă vine să credeți, dar încă suntem frați. Cu cei mai nenorociți oameni în lumea asta. Și e greu ca să spui mâna peste unul care a făcut o grămadă de prostii în viață și să zici, tu ești fratele meu. Deși vine să-i tragi câte unul. Ani de zile m-am luptat când îi văd că vin pletoși la mine, mestecând în gumă, ca să nu simt mirosul de tutun. Când îl iau în brațe, îmi vine să-i trag doi, un... Deci ani de zile m-am luptat cu asta. Până când am zis, dar cu ce ești mai bun decât ei? Iau creierul prăjit, tu ai inima. O căscat prăpastia. Și știți ce au vrut să facă în ea? Au vrut să pună punte. Au vrut să pună punte ca între el și sărac să fie din nou punte liberă. Suntem frați. Nu știu dacă mă credeți, dar eu sunt frate și cu baptiști. L-ați încercat să fiți și voi. Eu cu ei nu mă unesc. E ortodox pușcă. Și eu pe noi, sectar. Trebuie să cer scuze. Am 52 de ani. De 52 de ani îmi cer scuze că-s pentecostal. Mă rog frumos să-mi iertați că sectar. Mă rog frumos să-mi iertați că tata a fost greco-catolic și că mama pentecostal. Oameni buni, păcat e să furi, nu să mergi la biserică. Ne cerem scuze pentru absoluturi. Nu-s frați cu mine pentecostale, nu-s frați cu mine baptiște, nu-s frați cu mine catolici, nu-s frați cu mine ortodoxi, nu vor fi mântuiți niciunul. Dar și ortodoxi spun că noi nu vom fi mântuiți niciodată. M-am născut într-o biserică în care dădeau afară băiatul dacă se căsătorea cu baptistă. Punct. Afară. Noi nu ne unim cu ei. Acolo am crescut. Asta a fost în România. Nu a fost cu nimic mai bun baptiști, cu nimic nu a fost mai bun ortodoxi. Când au venit preot ortodox și ne-au adunat pe toți la o mormântare, că acolo ne prindea. Ne prindea ca și atunci avea ocazia să ne calce picioare. Și ne călcam picioare două ceasuri lângă mortul ăla care mirosea formol. După aia, peste vreo lună, veneau penticostale să îngroape pe cineva și veneau ortodoxi și noi le dădeam înapoi. Era un fel de wrestling care nu se mai termina. Și știți ce era cu wrestling-ul ăsta? Era pe bune. La televizor e aranjat, dar la noi era pe bune.
Domnule, pe mine nu mă interesează cu săracie, cu bogație, cu nu știu mai care. În urmă cu câțiva ani de zile, mi-aduc aminte, când a venit una de la o fluierată de acolo, aranjată, în sfârșit, cunoștea tot orașul, e inimă mare. Când s-a băgat în biserică, automat ne-am paralizat cu toți. Speram că nu vrea să pocăiască și asta. Când s-a băgat în biserică, automat s-a cu teren viram în jurul ei. N-avea treabă, era putea fi ușor identificat. Pentru că nimeni nu vrea să stea lângă ea. Predicam, nu s-a niciodată predicat cu putere acolo la biserica asta. Când a venit dar l-am simțit că ceva e băut, a vrut să predea ei. Deci de acolo a simțit așa flacăra aia care iese din el. Emana o flacără violetă din el. Când a venit nouă jumătate de cât până la vreo 4 metri de amvon, cu predat cu tot. Când a căzut odată, vă dați seama, a căzut exact pe sticla de pălină. O miros în biserică, o miros. Frate, zice, nu știu cum i-a strâns pe toți, ci hai scoate-ți-l afară de aici. Noi știm că în biserică trebuie să miroasă tămâie. Pentru că biserica e societatea sfinților desăvârșiți. O să vă spun eu ce biserica. Biserica e locul în care vin oameni amărâți aceste lume. Amin. Și voi nu trebuie să judecați oameni. Voi trebuie să iubiți oameni. Amin. Oamenii sunt frumoși. Și să nu uitați un lucru, că așa ați fost și voi cândva. Iubiți-i pe oameni. Amin. Domnule, ale țigan, nu mi-e trebuie. În 1996 mi-a venit o idee genială. M-am dus la primărie și am luat o bucată de pământ și am zis că fac biserică de țigani. Să scot țiganii mei, să-i duc la biserică și tot trebuie să fiu popa lor. Și am zis, bă, le fac o biserică frumoasă. Eu am crezut că toți o să sară în gât de bucurie, duminica. Am zis, rog frații rom să rămână pe loc. Și ne-am adus veste ură. Zic, vă fac biserică nouă. Niciun aleluia. Stăteam să uitau la mine, mă, muri. Nu mai sunt. Zice, tu fă biserică aceea, dar noi nu plecăm de lângă tine. Cum adică să nu de cazul meu? Bine, zice. Tu ne-ai botezat, tu ne-ai adus pachete. Tu ne-ai mers și ne-ai luat certificatele de naștere. Și stă mă bântuie câte un gând acum. Îmi scrie o soră din, mă sună o soră din Franța, era plecată pe Paris, pe acolo nu știu unde, și pierdut certificatele la copii, la noi doi copii. Și m-a rugat mine să mă duc la primărie să-i aduc duplicat pentru certificate. Și zic, bun, treabă ușoară. Îi spui, no, când s-o născut prunci? Ce vara. Stai! Stai! Regina, că așa o chema, Regina. Trei nume au la noi, Beoșa. Regina, Brândușa și Bomboană. Mă! Oprește-te, zic. Cum adică vara? Vara a fost frate, zice. Știu eu. M-a dus la ofițerul stării civile, Regina. Știi, da, știu. Pe propriul 24. Zic, prunci, m-a scus vara. Ce mi-a făcut ofițerul? Când am zis să-și facă cererea membrală, am zis că numele ei să fie scris în cerere. Era simplu, dacă aveam cererea membrală la biserică, corect? Dacă erau toți prunci, dar au fi numele scris în ceruri, nu te mai bagi pe asta. Haideți să vă povestesc ceva, cum e cu Lazarul ăsta. Vedeți? Nu asta. Noi toată lumea vrem ca să ne înțeleagă pe noi, dar noi nu vrem să înțelegem pe nimeni. Aud mereu același lucru de la soții. Nu mă înțelege soțul, zice. Nu, copiii nu se înțelege de părinți. Părinții nu se înțelege de copii. Toată lumea vrem ca toți să fim înțeleși. Dar noi nu vrem să înțelegem pe nimeni. Mereu spuneam, nu-i dă banul ăla că-i bea. Și dacă nu? Și care-i treaba mea? Sunt polițist? Niciodată n-am dat banii cuiva. I-am dat când a trebuit să-i dau în biserică, i-am dat lui Dumnezeu. Mă, frate, n-ați auzit ce fac ei cu banii? Nu știu ce, nu mă interesează. Eu nu dau bani unui cult, eu nu dau bani organizației, eu nu dau bani unei biserici, eu dau bani lui Iisus Hristos. Mereu judecăm pe oameni. De ce? Ce-au făcut? Câți copii are nouă? Bine că îi face bolnavă. Primul lucru care îți dai seama, are diabet și are 11 prunci. Dar după ce ai făcut alții? Să umpli lumea cu copii diabetici? Să facă insulină de la 4-5 ani? Îi judecăm pe oameni. Câți copii are? 8. Și ce-i cu ea? Gândiți-vă că au făcut 4 copii, au paralizat.
În căruciorul cu rotile m-a reușit să facă 4. Judecă. Am fost împărțiți în două biserica. În oamenii care nu au făcut altceva decât să spună și unii și altă, am tras unul în celălalt. Nu judecați pe oameni, iubiții. Nu există decât o singură mântuire, un singur Domn. Amin. O singură credință în Iisus Hristos. Amin. Pentru asta să moară. Dacă ați văzut, de exemplu, cum sunt executați, îi îmbracă în cămașe portocalie și îi pune genunchi. Și vine cu cuțitul în spate și le taie gâtul pe creștinii noștri. Nu-i întreabă ce ești, ortodox, baptist, care pentecostal se iasă afară din rând. Știți unde am observat? Că numai în fața morții suntem egali. Până atunci când suntem în libertate și în bine fiecare, nu mai vrem să vorbim unii cu alții. Ne facem biserici și bisericuțe. Fiecare pe lui. În cult, fără cult, cu enalt, nu vorbim cu baptiști, cu penticostale și cu ortodoxi. Oameni buni, nu mai căscați prăpăstii. Umpleți-le! Că în iad, vreți să le umpleți, va fi pe târziu. Iisus s-a identificat cu noi, s-a pus în... Câteodată zic, nu mă înțelege Dumnezeu, dar prăpastia între mine și Dumnezeu am căscat-o eu. Și Dumnezeu m-a părăsit. Dumnezeu nu vorbește. Au făcut mulți pentecostali. Dumnezeu nu le vorbește. Dumnezeu vorbește. Tu n-ai urechi să auzi. Iar dacă ceva ți se pare că Dumnezeu a plecat de la tine, înseamnă că undeva ai o problemă tu și te-ai căscat prăpastia. Nu, zice Dumnezeu. Nu-i mâna mea prea scurtă. Nu, zice Dumnezeu, nu-i inima mea prea scurtă pentru tine, ci păcatele tale au pus un zid de despărțire, au căscat o prăpastie între mine și între tine. Al doilea lucru pe care vreau să le spun, e bine să te știe lumea, foarte bine, dar cel mai bine să te cunoască Dumnezeu. Amin. Cum l-a chemat pe sărac? Repede, ziceți. Pe bogat? Cum? Bogat? De ce? Nu contează, mă. Nu contează. Nu contează fără Dumnezeu omul zero. Zice Iisus Hristos, eu cunosc oile după nume. Ce ni se pare nouă că suntem grozavi în momentul în care avem diplome, în care suntem primarul, în care avem mașina să întoarcă toată lumea privire după noi, că suntem tânări și avem dreptungă și pătrățeare, toate trec, mă, toate trec. Când ne salută lumea, salut șeful, ce mai faceți, bine? Păi el știa toată lumea pe bogat, pe Lazar nu știa nimeni, culmea, că Biblia ne spune că pe săracul chema Lazar și pe bogat nu spune cum îl chema. Pentru că omul fără Dumnezeu n-are nume. Omul fără Dumnezeu are cod numeric personal, CNP. Omul fără Dumnezeu e un număr. Un număr pe certificatul de naștere, un număr pe certificatul de căsătorie, un număr pe certificatul de deces. Deces cu numărul 14 înregistrat azi la primăria orașului Mioș. Salut! Toată viața suntem numere. Voi știți mai bine decât noi ce înseamnă să fii doar un număr, un CNP, un card. Stăteam liniștit în aeroport în București. Vine una la mine cu un caiet în mână și la dosar. Zice, facem un sondaj. Ce card folosiți? M-a speriat. Zic, eu nu folosesc niciun card. S-o speriat ea. Cum zice? Cum e că nu folosesc niciun card? Bine, zic, dacă am banii pun sub pernă și țin bâta de bine volumen. N-aveți card. Nu. Lasă că o să aveți, zice, că domnul, jumătate mai departe. Ce știa ea și nu știa mea? Știți ce vrea satana, lumea asta? Să ne facă praf pe fiecare dintre noi, să nu mai fim un nume. Ci să fim un număr, o turmă. Atâția clienți, atâția consumatori, atâția oameni, atâția membri la biserică, când un păstor zice că are 600 de membri, 500, biserica e terminată. Când un păstor nu mai știe numele oamenilor la biserică, înseamnă că sunt prea puțin păstor la biserica aia sau e biserica prea mare pentru el. Zice Hristos, eu cunosc oile după nume. Și cel mai bine să te cunoască Dumnezeu. Poate că pe pământul ăsta nu te știe nimeni.
Poate că și cei din casă nu te știu, poate că ți se pare că ești o mobilă de multe ori, lângă care trece toată lumea. Poate îți dai seama că de fapt te cunosc oamenii numai când au nevoie de tine. Atunci te mai sună sau scriu scrisori. Dar vreau să spun un lucru important, este să te știe cerul. Amin. Să te cunoască Dumnezeu. Pentru că toate astea la alte trec. Bucurați-vă, zice Iisus Hristos. Bucurați-vă, nu mă bucurați că dragii vă sunt supuși. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Cel mai ușor și cel mai frumos lucru din lumea aceasta este ca numele tău să fie scris acolo sus. Că o lume, știți cum e cu cunoscutul. Astăzi te știe, mâine nu te știe. Trece pe lângă tine. Dar Dumnezeu te cunoaște veșnic. Și nu există lucru mai frumos decât ca să spună Dumnezeu pe numele mic, ce mai faci, Mărie? Și să auzi seara asta, când te pui pe genunchi, să spună, mi-ești dragă sau mi-ești drag. De atâtea ori m-au ridicat când oamenii n-au mai știut cum mă cheamă. Și că s-au făcut și în jurul meu teren viran. Dar Dumnezeu stă lângă mine. Stați lângă Dumnezeu și veți vedea cât de important este să te știe El. Cât de important este să te cunoască Dumnezeu. Uitați ce mai învățăm aici. Suntem toți bogați după standardele biblice. Toți suntem bogați după Biblie. De ce zic că suntem bogați? Dacă mergem în seara asta acasă, avem un pat. Dacă mergem în seara asta acasă, avem de mâncat. Mulți dintre noi avem prea mult de mâncat. Hristos zice Biblia că n-a avut nimic. Vulpile, zice, și-au vizuini, păsările au cuiburi și Fiul omului n-are unde să-și plece capul. Corect? Da. S-a făcut sărac să ne îmbogățească pe noi. Când a fost copil mic, n-au avut a lui bani un iet. Și i-au adus la templu părete de torturări. De gratis. Când a fost mare, n-a avut un ban, a zis câtă Petru. N-ai un ban, Petru, nici atât. Și zice, n-ai un ban. Să arăt și eu chipul cezarului pe el. Când a murit, soldații romani zice că i-au luat cămașa. Atât o mai avut. Nu a avut card, nu a avut ghiul, nu a avut nimic. Doar o cămașă. Nici nu știm cine o fi cusut-o cămașa asta. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că noi suntem bogați câtă vreme avem lucrurile astea pe care nu le-au avut. Știți? Noi nu suntem săraci. Noi suntem nemulțumitori. Pentru că sărăcia începe în momentul în care vine de aici, de fapt, sărăcia. De aici. Pentru că ne comparăm mereu cu alții. El era sărac. Lazar era sărac. Dar după lume, după noi, noi față de Lazar suntem bogați. Dar dacă suntem bogați, că eu aud mereu că e pilda unui bogat, nu tu, tu ești sărac. Serios, ești Lazar? Pilda asta nu poate să fie decât despre mine și despre tine. Eu nu mă identific cu Lazar, eu mă identific cu bogatul. Sunt bogat. Încă nu au ajuns câinii să lingă bubele, încă nu stau la poarta casei voastre să cercesc o bucată de pâine. Am dreptate sau nu am dreptate? Deci noi suntem bogați aici toți. Atunci îți spun întrebarea aceasta. Dacă suntem bogați toți de aici, care e Lazarul pe care l-am neglijat? Din viața noastră. Sânge, Iisus Hristos, curăță de orice păcat și vezi o binecuvântare.
cuvântare și pentru alții și veți vedea că Dumnezeu ridică oameni. Haideți să cântăm cu toții, eu de tine am nevoie încă o dată. Doar refrenul cântării, dar așa încetuți. Eu de tine am nevoie. Toată biserica. Am nevoie mare. Tu ești. Tu ești de plinirea mea. Yeah.
suspine. Mare și suspine, Iisuse, mă însoțește tu. Să fiu mereu cu tine. Să fiu mereu cu tine, Iisuse, mă însoțește. Frații noștri și are grijă de ei. Îți mulțumesc pentru bisericile din Danemarca. Mulțumesc pentru că văd că mâna ta e peste oameni aceștia. Dacă nu ne mai vedea aici, Doamne, să ne vedem în cerul tău, la nunta ta, acolo sus, în cer, și pentru toate numele tău să fie lăudat în veci de veci. Amin. În veci de veci. Amin. Sună mai bine. Prebaptiști deja.